Salut! Am fost rugat să fac un videoclip despre cum se aplică un strat de oxid superficial pe o lamă din oțel carbon. Voi face acest videoclip, vă voi arăta exact cum am făcut eu prima dată. Și aici aș dori să spun două lucruri. În primul rând, eu nu cred că este necesar. Nu cred că trebuie să ne preocupăm prea mult de îngrijirea unei lame de oțel carbon în acest sens. Nu cred că trebuie aplicat un strat de oxid superficial, nu cred că trebuie brunată lama și nu cred că trebuie unsă cu ulei înainte de depozitare. Acest cuțit a fost uitat 2 zile pe masă și petele pe care le vedeți sunt probabil de la niște resturi de usturoi care au fost tăiate cu acest cuțit. Nu are nimic. L-am luat, l-am spălat și este ok. Vedeți? Asta s-a întâmplat acum o lună. L-am spălat, l-am uscat, l-am băgat înapoi în teacă. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Cei care spun că un oțel carbon care nu este dat cu ulei sau nu are un strat de oxid superficial și este depozitat va rugini, se înșală. Depinde de umiditatea din aer sau de sarea din aer sau nivelul de aciditate din aer. Acest Diving Sparrow Boreal a fost uitat. A fost lăsat 2-3 luni în rucsac, în această teacă de piele, datorită faptului că nu trăiesc într-un mediu foarte umed, nu s-a oxidat. Am făcut și eu acest lucru. Am aplicat un strat de oxid superficial, o așa zisă patina, pe lamele de oțel carbon, cum de exemplu vedeți pe acest mora robust. Și aici aș dori să ajung la al doilea lucru. Puteți face chestia asta. Puteți face cum o voi face eu cu apă și suc de lămâie. Puteți face chestia asta un pic mai agresiv cu clorură ferică. La primul contact cu lemnul, cartonul sau orice plastic, orice material abraziv, acest strat de oxid superficial va fi îndepărtat de pe lamă. Și după aia când vă veți ascuți cuțitul, cum fac eu de obicei, îl dau pe piele cu pastă, vă veți trezi că lama își va păstra, bineînțeles, un pic din acest strat de oxid, dar tăișul va fi lucios după un anumit timp. O lecție pe care am învățat-o este că după ce faci o asemenea oxidare cu clorură ferică, ar fi bine să dai cuțitul, lama cuțitului cu ulei. Eu n-am dat-o și vedeți aici, între lamă și mâner, s-a format un pic de rugină. Nu am curățat-o pentru că acest cuțit este un cal de bătaie și nu mă prea interesează, dar am văzut la un prieten de-a meu, când a brunat o armă, că după ce brunează arma, o dă cu ulei, pentru că dacă nu, ruginește. Dar în cazul în care doriți să faceți asta cu apă și suc de lămâie, nu cred că se va întâmpla. Pentru că am spus de brunare, această lamă de la Mora Bushcraft Black este brunată. Îmi place mult mai mult cum arată și cum se simte brunajul. Un strat de oxid superficial va fi parcă un pic mai, nu știu, rugos, va avea o textură de cretă, pe când brunajul arată mult mai bine, durează mai mult și se simte ca și cum se simte lama. Dacă doriți să faceți brunare, foarte simplu, aveți nevoie de soluție de brunat. Asta o folosesc eu. După ce am văzut că un prieten de-al meu o folosea, mi-am luat și eu. Vedeți aici prețul. Și înainte de brunare, cum am învățat și eu de la un prieten, ar fi bine să ștergeți lama sau partea de oțel pe care vreți să o brunați cu acetonă, să îndepărtați orice mizerie și orice urmă de grăsime. Bun, cam asta ar fi despre ce am vrut eu să vă spun și acum să vă arăt. Pun aceste cuțite înapoi pentru că acum vreau să mă ocup de fapt de
este acest Hultaforce pe care l-am modificat. Avea o lamă secundară care a fost îndepărtată, l-am dat un pic pe niște pietre mai fine și un pic pe piele cu pastă. Și acum aș dori să îi aplic un strat, nu pentru că cred eu necesar, ci doar ca să vă arăt, pentru că acest cuțit va mai fi finisat după aia și n-a nicio importanță pentru mine. Bun, ca să vă dau un mic exemplu, cuțitul este curat, dar ce voi face, voi lua un două discuri de machiante, voi pune un pic de acetonă și voi degresa și curăța lama. În cazul în care folosiți acetonă, știți și voi, deschideți un geam pentru că este foarte volatilă. Unora le place mirosul, altora nu. Bun. Cred că ajunge. Se vede sau nu se vede? Se vede un pic ce s-a luat de pe lamă. Ia să mai dau încă un pic. N-am făcut chestia asta niciodată înainte de să aplic o patina, cum îi spune în engleză. Dar pentru toate chestiile există o prima oară. Ok, îl pun înapoi în teacă și vreau să închid acetona mai bine, să-i pun și acest mic dop, ca să nu se evapore. Și acum o să iau tot acest cuțit, pentru că este și el cald de bătaie. Și el va avea nevoie de un pic de îngrijire, dar mă refer doar la lamă, pentru că are câteva ciobituri. Și sper că ajunge atâta lămâie. Cu cât puneți mai multă lămâie, sau oțet, sau muștar, sau suc de roșii, sau ce vreți voi, cu atâta va funcționa mai repede și va fi stratul de oxid mai închis. Bine, chestia asta depinde și de cât îl lăsați. Acum e ora 6:20, probabil că o să-l las vreo 2-3 ore. Bun, am tăiat o sticlă, torn aici sucul de lămâie, dacă doriți să puneți și pulpa, puteți să puneți și pe aia. Faceți o limonadă. Și iau apă de la robinet și torn. Scopul meu este să acoper lama. Și mai trebuie să mai pun un pic de apă. Bun. Acest cuțit este în totalitate sub apă. După o perioadă va forma niște bule mici pe lamă și se va închide treptat. O să repornesc camera, mai încolo să vă arăt cum arată și ce puteți face. Am lăsat lama în apă cu suc de lămâie cam jumătate de oră. E 6:45, am scos afară și am văzut că nu s-a întâmplat absolut nimic. Cred că data trecută când am făcut asta am lăsat-o mult mai mult și am pus mai mult suc de lămâie. Așa că ce am făcut, acum 2 minute, am pus un pic de cloră ferică în apă. Pentru că nu cred că o să mai folosesc această cloră ferică la mare lucru, așa că am zis, pot să torn aici în apă. Și cum am zis, acum 2-3 minute, deja lama s-a înnegrit. Și vedeți, s-a înnegrit diferit, sus s-a înnegrit mai puțin, probabil că n-am amestecat bine și pur și simplu cum a curs clorura. De partea asta pare mai egal. N-are importanță pentru mine oricum. Deja este format acel strat de oxid superficial. Un exemplu mai bun aș putea să vă arăt aici, pe lamă.
unde vedeți deja acele puncte negre. Am lăsat această lamă după ce am tăiat lămâia aici, intenționat, ca să văd ce pete mai ia. Și după cum vedeți, unde a fost sucul de lămâie, s-a oxidat un pic mai tare și mai ales în zona unde are un minim contact cu altă suprafață, cum au fost aceste două puncte, acolo se oxidează foarte tare. Același lucru l-am observat și prima dată când mi s-a oxidat Bravo. Aveam teaca de Kydex, am tăiat o bucată de carne care avea muștar pe ea și am băgat cuțitul în teacă și în locul unde teaca atingea lama și a avut muștar, acolo s-a oxidat. Scot acest cuțit, nu-l mai las. Ce voi face acum? Voi șterge lama. Să vă arăt încă o chestie care probabil și acum va fi la fel. Sincer, n-am făcut asta niciodată, să pun și apă cu lămâie și proliferic, că n-are ce se întâmple mare lucru. Puteți, bineînțeles, să o lăsați să se uște singură. Dar eu o să o șterg și odată ce o șterg, se va mai duce și un pic din acest strat de oxid. Cam același efect îl puteți obține cu apă și suc de lămâie dacă lăsați lama peste noapte sau cred că vreo 3-4 ore în soluție. Acum vedeți lama cât de închisă este. Ce voi face eu, pentru că n-am făcut acest lucru când am oxidat mora robust, voi da cu un pic de ulei. Puteți folosi ulei pentru mecanisme fine sau ulei de motor, nu știu exact. Eu în ultimul timp, bine, tot timpul am folosit WD-40, dar în ultimul timp, adică de când un prieten al meu mi-a făcut cadou acest tub de balistol aproape gol, am început să-l folosesc și trebuie să recunosc că îmi place mai mult, chiar dacă numai pentru cum miroase. Nu este așa de... nu miroase la fel de toxic ca celelalte și nu cred că este așa de toxic. Scrie pe el că este biodegradabil și nedăunător mediului. Sincer, nu m-am... niciodată nu m-am priceput așa de bine la balistol și știu că WD-40 este destul de toxic. Am lucrat cu el și... tot timpul, toți mecanicii cu care lucram îmi spuneau că ai grijă la WD-40, este toxic. I-am crezut pe cuvânt, n-am avut nevoie de dovezi. Cum am zis, în schimb, balistol, s-ar putea să nu fie chiar așa. Și mirosul, chiar am auzit pe cineva că se plângea că nu-i place mirosul de balistol. Mie îmi place. Nu știu, parcă miroase un pic, nu știu, ceva, un miros foarte, foarte familiar. Bun. Și acum această lamă puteți spune că este protejată împotriva mai orice. Bineînțeles, până la primul contact cu un material abraziv sau, bineînțeles, și piatra de ascuțit este un material abraziv. Deci, până o veți ascuți sau o veți folosi. De obicei, când am pus un asemenea strat de oxid superficial, am observat că, deși lama înainte era foarte ascuțită, după acest tratament și-a mai pierdut din tăiș. Se întâmplă. Nu mai știu cine mi-a spus odată, când am întrebat și eu, chiar așa e, și mi-a spus nici vorbă. Eu din experiență am văzut că este așa. Bun, am moment să mai șterg odată. Asta e problema, de asta nu-mi place mie să pun ulei, pentru că tot timpul după aia, cum ating lama, cum văd urme.
ce îmi place mie să fac este, ca și după ascuțit, să tai un pic în lemn, să curăț tăișul, cum ar veni. Bun, această lamă nu mai bălbirește, nu. Înainte chiar bălbirea și acum nu mai bălbirește. Dacă apăs mai tare, va smulge niște fire de păr. Acest lucru l-am pățit de fiecare dată când am oxidat o lamă. Bineînțeles că nu va dura mult să o ascuți înapoi. Bun, așa arată. Mă gândesc acum dacă să bag și acest cuțit aici. O să-l bag și pe acesta aici. Ați văzut cum arăta înainte și nu va dura, cred, și la el 2-3 minute până se va înnegri. Trebuie să recunosc că arată bine, așa negru, dar mi se pare prea puțin practic. O lamă oxidată superficial va lăsa urme de oxid în mâncare, de exemplu, dacă vreți să tăiați mâncare. Și când veți tăia un pic de lemn, asta, vedem noi aici, pentru că am o bucată de lemn și vreau să vă arăt, vreau să vă povestesc. Bun, observați deja cât de mult s-a dus stratul de oxid. Bine, dacă ar fi fost să las lama asta peste noapte în această soluție, clorurafenica ar fi început să o mănânce. Și poate nu e cel mai bun lucru, dar arată foarte frumos. Îi dă chiar un model. Depinde de cât de fină era lama, depinde de ce model se va forma pe ea. Mi-a plăcut, am făcut asta cu un Mora Companion. Și chiar mi-a plăcut cum arăta. Ia să mai. Acest cuțit îmi place, Hultaforce, dar sper că puteți vedea. Îmi place acest Hultaforce. Dar este comod pentru lucruri dificile, cum ar zice, mâner mare, destul de confortabil, dar oarecum prefer Mora. Asta este un cuțit de trusa de scule, părerea mea. Bun. Mai am de lucru la el. Și cât timp v-am povestit aici, vedeți cât de repede a acționat clorurafenica. Cu suc de lămâie ar fi trebuit să-l mai las și simt, sincer, nu am răbdare și nici nu am timp pentru că mai am azi ceva de făcut. Acum îl șterg și pe acesta. Și o să-l dau și pe acesta cu un pic de balistol. După care o să-l șterg. Bineînțeles că acest cuțit, în primul rând, trebuie să-l ascut. Și după aceea își va relua rolul lui de cuțit bun la orice. Îmi place cum arată o lamă oxidată, dar nu cred că este cel mai necesar lucru. Ok, unde am balistolul? Sper că nu vă plictisesc. E un videoclip la cerere și mă gândesc că cei care nu sunt interesați deja nu se mai uită. Cred că ăsta ar fi singurul mod în care ai putea proteja un cuțit în care în cazul în care trăiești într-un mediu foarte umed, să-i pui un strat de oxid superior și să îl dai cu ulei ca să fii sigur că nu o să ruginească ani și ani. Dar pentru mine, cel puțin, nu e deloc necesar. Deci nu găsesc necesară chestia asta. Dar arată mai bine, trebuie să recunosc. Îmi place foarte mult cum arată.
Bun. Cu aceasta vă las. Sper că v-a plăcut videoclipul. Sper că am răspuns la o întrebare, două. Nu știu ce aș putea să mai spun. Nu este o chestie atât de complicată. Trebuie doar să recomand să curățați lama, să o degresați, după care să o băgați într-o soluție de genul. Fie că e apă cu lămâie, oțet, se poate, cum am zis la început, și cu muștar, sau printr-un efect foarte rapid, soluție de brunat sau clorură ferică. Bun, chiar acum m-am gândit, de ce nu? Dacă tot l-am dat cu ulei și am șters uleiul de pe el, o să, pentru mine, îl mai las aici un pic să văd ce se întâmplă. Bun, cum am zis, sper că v-a plăcut videoclipul și vă mulțumesc că v-ați uitat și vă doresc o zi bună.